Gerul a dat serios de furcă celor de la Aquavas, defecțiunile s-au ținut lanț. Deci în cursul acestei dimineți s-a înregistrat o avarie pe sistemul de distribuție al municipiului Vaslui, destul de importantă. S-a luat măsura izolării segmentului, am reușit izolarea segmentului respectiv de coloană pentru intervenție, s-au realimentat consumatorii, practic toți, din alte inele. Vechimea rețelelor de aducțiune a apei este un alt motiv pentru care sunt atât de frecvente avariile. În această situație s-a ajuns și datorită temperaturilor extrem de scăzute care s-au înregistrat, cât și de vechimii rețelei. Practic, repet, toată zona Traiana am reușit și am realimentat-o din altinie. La ora aceasta nu sunt probleme în furnizare. În ultima perioadă, echipele societății Aquavas au intervenit în peste 200 de astfel de avarii.